Așa arată cel mai spectaculos SUV pe care l-am filmat anul ăsta. Și am filmat și un Model X Plaid. Dar mie îmi place mai tare cum arată acest Kia EV9, pentru că e nou-nouță și este efectiv un bloc de granit care pare că va circula prin oraș. Este uriașă, mașina asta este uriașă, adică habar n-ai unde începe și unde se termină. Din față este absolut impresionantă și de aceea mi-am dorit foarte mult să o văd de aproape. Abia a ajuns, abia s-a livrat în sfârșit, au ajuns câteva bucăți în țară. Este încă în showroom, abia aștept să se matriculeze, să-i pun anvelope de iarnă ca să pot să o conduc, dar nu puteam rata ocazia să dăm repede o tură și să vă spun câteva chestii care mie, pe mine m-au convins să vin aici și să vă arăt, chiar dacă nu pot să o conduc și sufăr pentru chestia asta. Asta este o mașină pătrățoasă, frumoasă. Este masivă. Pe bune, chiar este foarte mare. Și grila din față este un pic complicată, dar liniile sunt destul de precise. Îmi place foarte frumos etajarea asta de la splitter. Grila asta închisă, cu radarele ascunse în spatele unor plastice lucioase, senzor de parcare, cameră frontală, după care bucata asta iarăși masivă, din plastic, după care iarăși plastic glossy, plastic gri mat și după care capota asta, care pare ar fi o singură bucată, doar îndoită un pic în față, cu un logo Kia aici. Luminile de zi sunt ascunse în chestia asta. Există poze pe net, sunt sigur că probabil ați văzut și voi cu LED-urile care ies pe aici, nu sunt omologate în Europa, și astea sunt blocurile optice. Din lateral, așadar, o mașină lungă, peste 5 metri, masivă, este un vapor, hai să spunem așa cum este, și cu bandourile astea uriașe din plastic glossy, senzor lateral, iar e foarte important la o mașină atât de mare, și niște roți uriașe, 285x45x21XL, băi, asta o să fie scumpe când va trebui să le schimbi. Dar ai o mașină într-o configurație specială aici, cu 6 locuri, de-aia este atât de mare. Uite ușa asta, cât de masivă este. Și ce-mi place este că au coborât cu ornamentele astea și cu bandourile astea laterale până jos și au acoperit inclusiv pragul. Pentru că atunci când urci o mașină, să nu te murdărești aici, la pantolon, uite și tu. Accesul pentru cei din spate este pe ușă cel puțin la fel de mare, ba dacă nu chiar mai mare. Hai să vedem cât de mult se deschide. Din nou, cu ornamentele astea care acoperă pragurile, ușa ajunge aproape la 90 de grade. Și uite-te și tu ce deschidere aici. Uriaș! O deschidere masivă către locurile din spate. Continuăm cu încă un geam cu stod de aici în spate, destul de mare și iarăși o aripă care se duce destul de mult înapoi. Și dacă te uiți așa, încă o dată pare că nu se termină. Și cu tot cu eleronul ăsta, ajungi la o mașină atât de lungă încât va fi destul de greu de parcat în oraș. Blocurile astea optice, ia uite ce frumos se și aprind, mulțumesc. Avem încă o dată senzori ultrasonici pe lateral, nu doar de parcare, foarte, foarte folositor. Am senzori de parcare și aici, am o bară destul de sus, un unghi de ieșire destul de bun. Cred că mașina asta poate fi forțată și în off-road, pentru că este și versiune cu două motoare, iar haionul acesta este aproape vertical. Din spate, iarăși, masivitatea, asta este senzația pe care mi-o dă. Un bloc de granit care a plecat pur și simplu la plimbare. Ai un pic de portbagaj dacă vrei să călătorești în stil cu 6 persoane. Însă aici în portbagaj sunt câteva chestii care pe mine mă interesează în mod special. Am priză de 16 amperi pe 250 V. Practic poți să bagi în priză inclusiv un espresor sau alte chestii. Ia uite, și în momentul ăsta am și activat-o, poți să bagi în priză chestii pe care să le alimentezi din bateria mașinii. Sistemul se numește Vehicle to Load și la 16 ampere, undeva la vreo 3 kW, 30 ceva, nu-i rău. Aici am butoanele prin care pot să culc scaunele astea, al doilea rând, al treilea rând, ia. Cât de tare! La buton! Și obții o suprafață de încărcare destul de generoasă. Problema pe care o am eu însă cu chestia asta este, da, am un portbagaj mare în momentul ăsta, însă toate bagajele se vor opri în spătarele celor două scaune, însă scaunele alea sunt super premium, o să le arăt imediat. Aici în spate mai am aici niște lucruri. Asta este capacul care ar trebui să acopere zona de bagaje, dacă ai de gând să-l folosești, și poate fi depozitat aici. Kitul de pană, cârligul și... ce mai avem? Uite, mai avem o priză de 12V, care poate da 180W. Și de aici pot să deschid haionul din interior. Cârlige pentru ancorare, centuri, tot ce vrei. Mamă, ce ușă! M-am spus, e o ușă mare. Plastic moale, textil,
aluminiu pe capacul de la difuzor, geamuri electrice, se simte moale, se simt texturi și iluminat ambiental. Dar pe mine mă interesează mai ales scaunele astea, care arată exact ca niște scaune de la business class, cam asta este ideea pe care merg ei, însă înainte să mor pe ele, o să apăs un buton ca să vă arăt cum pot să ajung pe locurile din spate. Locurile 5 și 6 arată foarte bine. Am aici spațiu de depozitare, un cup holder generos, priză cu USB-C, difuzor, gură de ventilație, iluminat. Foarte tare. Fotolii din piele. Deci, locurile 5 și 6 nu sunt rele deloc, deci știu că de mine pot să stau aici. Acum, desigur, cu o condiție. Cel care stă pe locul ăsta să nu-mi turtească genunchii. Gata. Până aici. Nu e rău. Și mașina are două trape. Locul șoferului este dat exagerat de mult în spate. Și deci știu cât spațiu și-a lăsat, dar cu toate astea, locul al treilea este foarte generos. Generos, asta e lux. Mașina asta îmi dă o percepție de lux. Deci pot să-mi controlez climatizarea, am cu la butoane, am ventilație și încălzire în scaune, am perdeluță, gură de ventilație aici. Dă-te, mă! Cât de tare e asta! O măsuță cu lumină, încă două cup holder aici, spațiu în uș, lumina mă ajută să văd, am un spațiu însă destul de mic în ușă, o să mă folosesc mai mult de cup holder-le astea și de spațiile pe care le-am pe aici, prize de USB-C pe interiorul acestor scaune plus butoane pentru a le controla. Unde îmi pun telefonul? Prima întrebare. Mi-l pun aici, pe încărcătorul wireless. Ecrane, tată. V-am zis eu că șoferul și-a dat foarte tare scaunul în spate, ia să vedem de unde reglez. Am o mulțime de butoane pe lateral, în partea de jos de aici. Până și butoanele acestea au aluminiu pe ele, ca să se simtă premium. Și scaunele astea au suport pentru gambe. Așa cum au și scaunele din spate, nu v-am arătat puțin mai devreme, dar o să introducem acum de la filmare ca să vedeți cât de drăguț poți să te lași pe spate și să-ți susții picioarele. Volanul și el se reglează electric. Și am atâtea multe butoane și manete, de zici că sunt pregătit să mă lansez pe orbită. Butoane pentru mod, pentru multimedia pe zona asta, aici am butoanele de la cruise control, computerul mașinii și aici am pentru drive mode, ca să decid dacă ies pe teren accidentat sau conduc la drum lung, habar n-am. Aici am controlul pentru ștergătoare, aici pentru iluminat și aici în partea de jos o dita mai manetă prin care să mă duc în drive, neutru, sau reverse. Și uite camerele cu 360. Mamă, ce bine se mișcă chestia asta. Prima mea percepție este asta, că stau pe un fotoliu care poate fi încălzit și ventilat, este super lat, îmbrăcat într-o piele de cea mai bună calitate, într-o mașină în care s-a pus tot. Tot. Adică, serios, mă, ce-i mai lipsește? Are dita mai cotiera, încărcare wireless, butoane, senzor de amprentă ca să te recunoască atunci când vii la volan și să pornească automat cu o singură atingere, două cup holdere masive aici, pe care poți să le ascunzi. Foarte frumoasă chestia asta. Iar aici în față sunt numai puțin de două USB-C-uri. Ok. Și aici am inclusiv o priză de 12V. Uite tu ce ușiță drăguță i-au făcut. Am butoane pentru climă. Un buton mare de volum, ca pasagerul să nu întrebe de unde dă muzica mai încet sau mai tare. Și niște butoane ascunse foarte frumos în ornamentul ăsta pentru a accesa zona de infotainment. Un ecran mare, de foarte bună calitate OLED de la un capăt la celălalt. Asta este partea de infotainment. Aici am o bucată de climă și aici am informațiile despre mașină pe care le pot controla din butoanele de aici. Am butoane pentru a deschide partea de încărcare, francul, haionul și să opresc controlul stabilității, ba și frâna de parcare. Cred că pentru lucrurile pe care le folosim cel mai des avem nevoie de butoane. Nu știu dacă am nevoie de toate butoanele de aici, dar cele mai multe dintre ele sunt binevenite pe o mașină
altfel destul de scumpă. Cât de scumpă însă? Păi nu chiar atât de scumpă pe cât te aștepta. Pentru că mașina pe care o vezi aici lângă mine, în versiunea de 6 locuri GT Line, are un preț de vânzare fără rabla de, cu tot cu TVA, 83.279 de euro. Mă așteptam să sară de 100. Și v-am mai spus eu recent despre acel Niro electric de la ei, că e o mașină bună, doar că e prea scump, și la ăla au mai tăiat 10.000 de euro la preț. Se pare că în cele din urmă Kia începe și ea atacul și, sau rezistența față de invazia de mașini chinezești și vin cu prețuri din ce în ce mai competitive, pentru că la nivelul acesta de echipare și la prețul ăsta este greu să mai găsești altceva. Adică dacă o compari cu un Sorento, diferența la, fără rabla este de 10.000 de euro. Cu rabla, diferența scade la vreo 5-6.000 de euro între asta și un Sorento. Deci hai să zic doar câteva lucruri care sunt cu adevărat importante. Încărcare pe o fază de 7 kW, încărcare DC 210 kW, încărcare maximă așadar în 9 ore, pentru că avem o baterie utilă de aproape 100 de kWh, undeva la 99, dacă nu greșesc. Mașina aceasta, cu o baterie de 100 de kW, ar trebui să poată să meargă cel puțin 350 de km în condiții reale. Câte vreme va merge mai mult în oraș, la viteze mai mici, va merge mai mulți kilometri, pentru că cea mai mare problemă a ei, din punctul meu de vedere, evident, este aerodinamica, pentru că este mare, este masivă. Chiar dacă acest parbriz este suficient de ca o pantă, așa, are o pantă destul de bună și este un pic aerodinamic, totuși mașina este foarte înaltă, este are un metru aproape, cred că e mai înaltă decât mine, cred că are 1,80 m. Dar, una peste alta, cam acesta este Kia EV9, într-un prim contact, nefiltrat, direct în showroom, abia aștept să o conduc pe stradă și să-mi dau părerea despre o mașină care, la banii pe care cere, pe segmentul pe care intră, este competitivă, inclusiv cu marele zid chinezesc, mașină pe care v-am arătat, acel Hongqi, pe care chinezii cer peste 100 de mii. Dar sunt curios, cum ți se pare ție? Vino, mă ajut la comentarii și hai să intrăm în conversație. Și încă o dată, abia aștept să o și conduc. Până atunci poți să arunci un ochi la testul meu cu acel Hongqi masiv, uriaș, acel marele zid chinezesc, cum i-am zis, și dacă vrei să înțelegi mai mult context despre de ce au început să scadă prețurile la mașini electrice, poate arunci un ochi la materialul meu despre cum vin chinezele. Ai și pentru acela link mai jos în descriere. Cam atât pentru astăzi. Acest material nu a fost sponsorizat de nimeni, doar de membrii acestui canal, așa că poate alegi să devii și tu membru. Dă un like, un share și un subscribe sau alege să devii membru pe acest canal și să susții conținutul pe care îl filmăm pentru tine. Numai bine!